Salut, salut, prieteni, suntem aici în zona parcului, după care voi știți, cu Olga pe spate, ia vedeți. Este zrăcal după care mi-am luat haină mea cu mine, că am plecat aici pe zona parcului și s-ar putea să schimbă timpul, nu? Dacă stă mai mult timp, s-ar putea să lasă frigul și atunci am luat pe mine că noi când ieșim din casă o să stăm câteva ore prin oraș bune, da? Să vă arăt și parcul. Da. Suntem aici, prieteni, după cum vedeți. Copiii pe aici, în parc. E o zi minunată și sperăm să fie totul bine, după cum vedeți, ziua de astăzi și pentru voi și pentru noi. Am văzut toată lumea în parc, uite terasa acolo, pe care Olga n-a venit la terasă și m-a ținut pe acolo, pe undeva, pe care ea nu prea știe Craiova. Înțelegeți, prieteni? Dar oricum, să fim pe altă parte. Uite acolo câte trandafiri, câte alea. Da, hai să stai acolo acum. Îți dau telefonul meu să mă fixez cu la lene. Să faci poze. Ce părere aveți? Uite de ce mă face. Ce părere aveți aici? De zonele noastre din parc, pe care noi le avem foarte frumoase și naturale, pe care mulți dintre voi le știți, da? Ia vedeți pe Olga aici, că noi are memorii la telefon. Da. Mă sună cineva acum, cine e? Nu, nu răspundem pentru că suntem pe filmare. Și apoi o să răspundem altă dată. Ia vedeți aici. După cum cunoașteți voi, toți dintre voi știți. Da? Ce părere aveți? Pentru că Olga de multe ori spune că nu-i bine, dar o mai spun din când în când, pentru că ea a fost învățată la gardul roșu, pe la Strehaia, dar în fine o să-i arăt frumusețea și natura din parcul nostru de la Craiova, da? Care multe lucruri și vizitează pe aici, se filmează și se face multe lucruri frumoase, minunate, da? Sper că astăzi o să filmez pentru voi. După cum știți că am avut ieri o conversație de a vorbi cu fosta mea soție Diana, după cum știți, dar sper că aștept un comentariu pentru voi și să-mi spuneți acolo cum ar fi fost situația o femeie după 17-18 ani de căsătorie să alungă și copii și căști și toate lucrurile, pentru că a intrat într-un grup care nici nu mai știe cum să scape de ei. În fine, suntem astăzi, nu mai vreau să mai fac comentarii. Am făcut alt filmulețe și puteți să dați un comentariu acolo. Că pentru astăzi am o zi foarte frumoasă și vreau ca să vă filmez
și să vă explic zonele noastre frumoase după care le știți mulți dintre voi, parcuri din Craiova, că mulți dintre voi urmăriți pe internetul și căutați parcuri din Craiova, dar eu vă filmez pentru că să vedeți și voi și să fiți alături de mine și eu de voi. Haide, Olga, gata? Ai rezolvat? Ce? Ai rezolvat acolo? Ha? Ai rezolvat? Da, știu mesajul. Da, bravo, hai, uite, și pe Olga aici pe spate. Da. Ia vedeți cum... Acum, ia vedeți cum arată. Ce părere aveți? Și a pus ceva la cap roșu, că zice că să nu o dea. Hai să mergem pe partea aceea. Lumea vreau să-mi faci o poză. Chiar ți-ai pus roșu la cap să nu-ți dă lumea la ochiat? Da, hai să văd de galele de acolo să faci. Hai pe acolo. Da, prieteni, este o zi foarte frumoasă pentru care mulți dintre voi și-aș dori să vizitează parcul acela pe care noi îl avem din Craiova. Să fac un zip-top, să vadă fanii mei. Dar sunteți la îndepărtare. Ce frumos e! După care știu că și eu am fost la rândul meu la îndepărtare și vedeam filmările la alții din parc și mă miram și de multe ori mă gândeam, Doamne, când o să ajung și eu în vacanță o să fac o vizită prin parcul acela din Craiova pe care voi mulți îl știți, da? Și uite că am ajuns ca să vă filmez, uite că am ajuns la o dorință pe care mi-am dorit-o și vă filmez cu drag pentru voi și pentru toți abonații mei care sunteți alături de mine, da? Vreau să fac și o poză aici. Vă pup, stați alături de noi, pentru că ăsta este un parc foarte frumos, pe care noi suntem foarte aproape, suntem aici la 2 pași de parc. Vă rog frumos să vizionați și canalul lui Bogdan original, grația, și să vă abonați la el că filmează și el, ce vorbește el singur. Da. Suntem foarte bucuroși pentru... Parcă mă simt în paradis aici. Aceea zi avem. Ce fain, e frumos. Uita ce frumos e. Și asta prea frumoasă zonă, da? Uitați aici ce frumos este. Ia vedeți. Eu am un telefon așa, prieten, pe care nu prea se vede bine filmările mele care eu le filmez. Dar mă bucur că dați un like acolo și vă abonați. Pentru că luna care vine o să-mi cumpăr și eu un telefon bun și o să fac filmările cât e mai bine și cât e mai vizibile, pentru că asta este, după cum știți, eu sunt într-o perioadă mai nasoală, pentru care mulți dintre voi știți discuția cu fosta mea soție și Olga avea o discuție cu mai mulți de acolo pe care voi știți din Stăhaia, dar încercăm să îndreptăm lucrurile și să mergem cu Dumnezeu înainte, da? Stați alături de noi că o să vă arătăm multe lucruri din viața noastră și pentru că am intrat într-o discuție și vreau ca să o termin, să o duc până la capăt, să vedeți și voi ce se întâmplă cu viața mea pe care am avut-o 17 ani cu această femeie pe care voi o să vedeți pe canalurile mele de YouTube. Da? Ia uite pe Olga, face TikTok-uri, uitați-vă, prieteni, aici. Ia vedeți ce face Olga aici. Ce părere aveți? Ce faci, Olga, acolo? Nu. Ce faci acolo? Nu, pentru fanii mei. Pentru fanii tăi? Da. Doamne, uite-te și tu în ce priviște de lalele s-a pus, Olga, Doamne. Aici așa te las. Cred că aici rămâi, cu lalele. Da, ia. Aici, bagă-te în lalele, acolo bagă. Da. Ia vedeți, prieteni. A lăsat și geanta și tot, drag la lele.
Da, sigur. Aici o las să doarme și o să plec mai departe, prieten, pentru că ea s-a îndrăgostit de aceste lalele și de tot parcul ăsta pe care, uite, și poliția locală circulă de pe aici, să nu fură ăștia lalelele, după cum vedeți, nu știu dacă se vede, sper că s-a văzut, nu? Controlul parcului. Aici. Acest peisaj. Sper că sunteți alături de mine și cu bune și cu rele, pentru că o să înceapă o discuție pe care voi o știți cu asta mea și o să încercăm să scoatem lucrurile la capăt din cauza copiilor, da? Poate și voi dintre voi ați avut discuțiile astea și stați pe fază și mă urmăriți. Vă rog să vă abonați acolo la mine, pentru că o să înceapă o discuție foarte mare pe care ne luptăm cap în cap, pentru că femeia, știți, după cum v-a spus, o să ținem un an sau doi discuțiile astea pe care trebuie să le închidem. Da? Și voi trebuie să stați alături de noi, pentru că suntem oameni care avem o ambiție de viață și o ambiție pentru a scoate dreptatea și adevărul. Da, suntem astăzi în parc, mă bucur pentru atmosfera pe care o am, mă bucur pentru voi că mă urmăriți, mă bucur pentru abonații mei pe care le am și mă bucur pentru comentariile voastre care voi le dați. Stați alături de mine și nu iertați filmulețele pe care eu le fac și vă vorbesc acest lucru pe care eu nu pot a vorbi despre unul și despre altul, și chiar dacă mai vorbesc, este doar o glumă, după cum știți că eu vorbesc numai în cazul când este glumă și numai în cazul când cineva îmi permite. Eu am vorbit foarte multe ori, dar am vorbit prea puțin despre Șatra și despre Olga, pentru că mi-a permis și mi-a dat prioritate de a vorbi, știți, destul de bine cu fostul ei. Vlogurile mai de mult pe care voi le știți și sunteți fanii mei și le urmăriți, și am făcut doar o discuție și un singur vlog și după aia n-am mai făcut, pentru că nu mi-a stat în caracter și nici nu-mi stă pentru a face pentru altcineva. Eu fac pentru mine personal, pentru Olga că este cu mine și pentru fosta mea, pentru discuția de a duce lucrurile la capăt și la un bun sfârșit și să fim înțelegători unul față de celălalt. Și așa vă spun, ca să stați alături de mine, că voi mă subțineți cu comentariile și cu cuvintele voastre pe care poate voi îmi dați un indiciu și poate cineva dintre voi să cunoașteți mai bine situațiile pe care noi ne confruntăm. Olga, ce facem? Mai stăm aici sau plecăm? Ce mirosul ăsta? Nu mai pot, eu aici am. Uitați-o pe Olga, prieten, hai să vă arăt că s-a îndrăgostit de aceste lalele și sper că eu mi-o iau singur așa și mă duc să mai vizitez ceva de pe aici, pentru că mi este foarte drag și iubesc parcul pe care am fost aici alături de el aproape 20 de ani și îl iubesc foarte mult. Da, și sunt în continuare. Deci ne iubim patria română. Nu uitați. Haide, Olga, hai că să mergem și noi pe acolo. Lasă florile și ele.
Dacă vrei să mai stai, eu am plecat. Hai. Nu pleca, vin înapoi. Hai, hai, că sunt lucruri foarte minunate pe aici și trebuie să ca să și mai vorbim cu prietenii noștri pe care ne urmărește și sunt alături de noi. Hai să mai le discutăm. Nu știu, mulți dintre voi ați fost pe aici, pe undeva, pe mai jos, unde este restaurantul ăla și părțile alea foarte frumoase. Am fost odată cu copiii și nu știu dacă mai am filmulețele alea de pe care le-am avut. O să încerc ca să le găsesc pe Facebook și o să le postez pe canalul meu de YouTube. Uitați, aici vin și copiii cu mame, vin și bătrâni, de vârstă, ca să se simtă bine și să viziteze acest parc, pentru că este prea, prea atrăgător și prea frumos. Uitați-vă, aia acolo a rămas leșinată între flori acolo, între trandafiri și nu știu ce să mă fac cu ea, pentru că eu vreau ca să vizitez tot parcul. După cum știți că ea nu merge pe jos mult așa și toți dintre ei pe acolo străhaia aereu învățat de la prag la prag și așa, nu știu. Eu sunt învățat să umbli pe jos, eu sunt învățat să vizitez, eu sunt învățat să umbli, dar ei, nu știu, uitați-vă, Olga a rămas acolo de 2 ore jos. Sper că a obosit, sper că nu știu ce se întâmplă cu ea. Înțelegeți? Și sper că o să vină. Uitați, hai că și-a revenit și vine. Nu știu, pe jos eu zic că e foarte bine ca să urmăriți. Este o sănătate, este care pui pe mușcare și așa trebuie, da? Facem parte cu trotinete prin parc. Sper că asta e Olga sau? Da, ea este. Hai că începe, prieten, ca să o târ după mine, că n-am ce să... n-am ce să fac. Haide, Olga, haide, Olga, haide! Hai, dacă n-avem, dacă noi stăm acolo cu jumătate de oră, cu jumătate de oră, n-avem timp de a vizita toată. Da, dar eu nu mai pot de la mirosul de la lele, știi ce frumos e mirosa. Eu nu cred că e mirosul, ție ți-e greu ca să umbli tot parcul ăsta, cred. Nu, e frumos. Nu e. Dar nu merg acolo, hai la terasă. Păi ce faci la terasă? Ia terasă. Păi nu mergi la terasă. E foame. Păi și mie mi-e foame. Hai la terasă, poate mâncăm ceva. Hai că mai e una, mai în jos acolo. Hai să mâncăm și noi ceva, mănâncă. Mai e una mai în jos. Nu mai mănâncă curițele noastre nimic? Nu, prea că nu prea avem nici bani și... Hă? Avem păi, acasă. Păi, unde am mers pe jos prin parcul ăsta, am obosit. Și mi-a venit foame. Da? Da. Asta-i. Păi că nu umbli în parc, îți vine foame. N-ai ce să faci. Doamne, Bogdane, ce faci mă? Zice că foamea este o sănătate. Hă? Îți arde toxinele din stomac. Ce? Când ți-e foame, îți arde toxinele din stomac. Da. Și așa de multe ori trebuie să faci. Ca să mai scazi din greutate. Da? Eu sper că sunt bine la 85-86 de kg. Sunt aici. Foarte bine. Merge, da? Apa cred că merge apa. Dă-i drumul, ia vezi. Înseamnă că nu merge dacă nu e. Nu funcționează. Hai, ia și pune gura acolo și bea apă, hai. Păi da. Nu știu, Olga e prea greu. De și a comunica și de a ieși prin oraș. Pe partea rău, uite, tractoarele pe aici umblă
cu curățenia, cu menajerea parcului. După cum mulți dintre voi știți cum se procedează aici în parc. Da. Este foarte frumos. Sper că... Mai e în față, uite acolo, hai. Da, uite. Ce e acolo? Acolo e ceva care poți să stai mai relaxat. Unde? E o apă acolo care, când este apă, este oxigenul și aerul mai tare, mai curat. Da. Hai? Păi așa este, ce spun eu. Da, uitați, a început foarte bine de cheile, am ăștia aici, dacă mă dezbrac o să pierd cheile, o să le pierd tot din buzunare, dar o să dau și eu asta jos, pentru că e nevoie de a-l lada jos. Uite, mai multe trotinete pe aici, ai grijă să nu pierzi portofelul alea ce e acolo. Păi nu știu cum le-ai pus. Să fii foarte atent, așa merg eu după tine ca să nu, dacă da, ceva cade. Tu, să... tu filmezi pentru fanii tăi și eu pentru ei mei, uite că e ceva. Da. Mi-a intrat ceva, nu? Ți-a intrat ceva, doamne. Dacă tu mă aduci în pădurea asta. Hai în pădurea asta. Parcă nu știu, nu mai îmi place, gata. Hai înapoi, că am mers prea mult pe jos. Cum vedeți. Frumos era la lalele acolo. Lucrurile stau așa de bine încât... Era la lalele frumos. Aici poate o fi și el. Păi asta e amenajat încât nici tu la tine în curte nu ți-ai curat cum să ținem parcul ăsta aici. Păi uite, deci tu vezi vreo hârtie pe jos, dar vezi șerpi, în parcul nu, nu ceva aici. Sunt șerpi aici, sunt, hai, Olga, sunt animalele aici în grădina asta. E cel mai parc amenajat și curat. Cum găsești și panii, grădina la Craiova Românești, sunt animale aici, mai maimuțe, lei, da, tigri. Nu ți-o frică. Mie mi-a frică, gata, nu mai vreau. Să te duc acolo la maimuță, la tigri. Am mai fost odată aici. Ai mai fost odată pe aici. Și acum ți-era dur iar de maimuțe, de... Nu, parcul ăsta aici, de eu... De tigri, eu mai adus aici. Eu asta aici, non-stop aici. Trebuia să-l luăm și pe Darius aici. Pentru iubesc natura, pe iubesc... Pe David, pe Darius, lucrurile. Pe Leonardo, pe toți din puțin. Minunate. Ar trebui să vedem. Ar trebui să iubim prostiile. Ar trebui să o sunăm pe Anca să vină cu Darius. Da. Da. Și cu Cristi Marin trebuia să venim și noi da, aici. Da, pe Cristi Marin. Pe care e tovarășul nostru. Hai stai, vine aici. Și ne subține de pe toate locurile, de pe toate colțurile României. Cristi Marin. Da? Sperăm că o să fie bine. Da. Este... foarte cald. Da. Dar ce vă zic acum? Nu mai merge memoria. Înseamnă că tot al meu e mai bun. Da. Nu are calitate de a vizualiza, dar prieteni, sper că toți dintre voi care vă place și vreți ca să ascultați părerile noastre și viețile noastre private, sper că nu contează vizualizarea pe care este claritate sau mai știu ce. Însuși, dacă le iubiți și vă abonați de, pe canalul meu de YouTube, înseamnă că vă place calitatea mea și personala, persoana pe care eu sunt în carne și oasă și vă declar toate lucrurile pe care noi ne confruntăm cu ele de zi cu zi. Ce vreau ca să vă aduc la cunoștință, prietenii mei și tovarășii mei dragi, nu uitați ca să dați și voi acolo un like sau o abonare, pentru că nu vă costă absolut nimic, decât ca să vedeți vizualizările noastre pe care noi le amplasăm pe canalul nostru de YouTube. Asta a fost pe ziua de astăzi. Eu vreau ca să ajung și la animale acolo, dar nu știu, pentru că Olga s-a pus jos aici, pentru că are o defecțiune tehnică la telefonul ei. Nu știu ce se întâmplă, de tot mereu umblă pe el
tot trebuie să șteargă, tot trebuie să pune în memorie, ce tot, nu înțeleg, frate, nu înțeleg. Și eu am stat pe telefonul ei, dar nu înțeleg ce se întâmplă cu ea. Nu știu, treburile ei, telefonul ei și canalul ei de a filma, eu nu știu nimic, dar vreau ca să vă spun că o să ajung acolo la animale să vă filmez puțin, pentru că voi sunteți alături de mine și mă susțineți pe canalul meu de YouTube. Cu toate astea am mai făcut, nu știu, aseară am intrat o țară pe TikTok și tot mi-au spus oamenii să te duci la muncă, Bogdan, să nu mai stai, să nu mai faci, să nu mai treci. Nu, aceea ce facem, prieteni dragi, facem din dragostea voastră, din plăcerile voastre pe care voi aveți față de noi și ne scrieți un comentariu pentru a fi lucrurile mai bune, pentru a fi lucrurile mai serioase, pentru a lua lucrurile de la cap, chiar dacă le vedeți greșite, puteți să scrieți acolo în comentariu și să ne spuneți greșelile noastre pe care noi poate de multe ori le greșim sau nu. Nu mai contează ceea ce facem, greșeli sau nu, dar contează când tu ai plăcut de cineva și vrei ca să-l vezi și vrei ca să auzi ceva despre viața lui personală, trebuie măcar să-i spui acolo salut sau bună ziua. Pentru că așa trebuie un respect în fața tuturor, nu mai contează cine ești, cine nu ești, dar respectul pe care îl ai, îl primești tu însuși. Oamenii sunt așa de invidios încât lucrurile nu le vede decât în față, exact cum ar fi un cal cu căpici la cap, să vede lucrurile în față. N-aș putea să vedeți, pentru că un om care își face un canal de YouTube și iasă în public ca să discute despre chiar despre viața asta pe care noi o trăim, chiar despre viața lui privată pe care a trăit-o, sunt lucrurile minunate. Pentru că eu aș vrea de multe ori să văd un om care discute despre viața asta pe care avem toți românii de pretutinde și de unde suntem, să ascultăm situația lor și viața lor, ce s-a întâmplat, pentru că sunt oameni fără experiență și s-ar putea să câștigați experiența de pe canalele de YouTube sau de pe alte rețele de socializare. Atunci eu vreau să vă spun, lucrurile stau așa de bine încât găsești pe cineva atunci când discute pe niște canale și discute despre viața lui personală sau chiar, cum v-am spus, despre alte vieți, despre alte persoane. Atunci noi, chiar dacă avem ceva de rezolvat, o să cerem părerea voastră și o să cerem lucrurile care noi nu putem rezolva. Și de multe ori cerem ajutorul dumneavoastră sau poate voi îmi scrieți la orice discuție sau orice problemă aveți voi pentru a comunica și pentru a alege ceva din viața voastră sau chiar voi din viața a mea personală pe care am trăit-o și vreau ca să vă dau o experiență de viață sau o lecție pe care eu vă povestesc aici zi de zi și lucrurile care te confrunți cu ele zi de zi. Atunci lucrurile nu sunt chiar așa că ți-ai găsit un post de muncă și trăiești din ceea ce câștigi, dar avem o mentalitate pe care nu ne duce doi pași. Atunci când ai mentalitate și de a munci și de a comunica cu oamenii pe rețelele de socializare, înseamnă că ești un om puternic și vrei ca să arăți ceva la persoanele pe care ei au nevoie de o convorbire sau chiar de un cuvânt. Pentru că cuvintele în lumea asta sunt foarte, foarte scumpe, nu au prețuri pentru care cineva te învață și îți explică lucrurile greșite sau poate bune. Pentru că sunt lucrurile care le greșești, poți învăța și lua lecțiile din greșeală. Și atunci eu, dacă îți vorbesc ție greșelile mele, s-ar putea să iei tu ceva a ceea ce am avut eu în viață sau poate
lucrurile care nu mai trebuie să fie și la alte persoane care s-ar putea să se întâmplă din minut sau din secunde. Asta am vrut ca să vă transmit. Prietenii mei dragi, vă pup cu stimă și vă aștept cu drag pe canalul meu de YouTube, Bogdan Originalul de la Strehaia. Vă pup și vă aștept pe canalul meu. Nu uitați pentru să dați un like sau să vă apăsați pe contul meu de YouTube, să vă abonați, pentru că nici nu știți ce pierdeți de pe canalul meu și despre vizualizările pe care eu vi le fac cu aceeași experiență care eu am avut-o de vreo 20 de ani încoace. Am trecut multe lucruri care s-ar putea în ziua de astăzi să ne aducă lucruri care la mulți dintre voi au fost pierdute și nu mai avea rost ca să le confruntați mulți dintre voi, și atunci încercați lucrurile ca să fie cât mai bine și cât mai avansate și mai cu drept și cu mai multe bucurie. Vă pup și vă aștept pe canalul meu de YouTube.